inventatorul primului telefon mobil, Marty Cooper, a spus că încărcătorul perfect pentru smartphone este corpul uman, prezicând că telefoanele vor fi în curând implantate sub pielea urechilor utilizatorilor. Corpul uman este încărcătorul perfect pentru smartphone, deoarece acesta nu va mai necesita încărcare convențională, a declarat Cooper în cadrul Mobile World Congress de la Barcelona. Generația viitoare va avea telefonul încorporat sub pielea urechilor, a spus Cooper. Corpul tău este cel mai bun încărcător, a adăugat Cooper. Atunci când mănânci, corpul tău creează energie, nu? Cooper a susținut totuși că utilizarea la scară largă a smartphone-urilor a dus la dependența de rețele sociale și la preocupări legate de confidențialitate. Însă Cooper este optimist cu privire la direcția pe care va merge tehnologia în ciuda acestor probleme. Cooper și-a exprimat credința în capacitatea umanității de a se îmbunătăți și a sugerat că progresele tehnologice pot avea un impact semnificativ asupra sănătății și educației. Cooper crede că smartphone-ul modern a devenit excesiv de complex, cu o multitudine de aplicații și un ecran care nu se conformează curburii feței umane. Pe 3 aprilie 1973, Cooper a făcut primul apel public de la un telefon portabil, în timp ce folosea un prototip pe care echipa sa de la Motorola începuse să-l proiecteze cu doar 5 luni în urmă. Cooper a primit un premiu pentru întreaga viață pentru cei 50 de ani de când a făcut primul apel de pe un telefon mobil. Companiile dezvoltă deja tehnologie care leagă computerele de creier. Neuralink al lui Elon Musk este un exemplu celebru. Între timp, bogăția de cunoștințe din industria lui Cooper îi susține viziunea optimistă asupra direcției tehnologiei. El a susținut că atât timp cât progresăm în domenii precum educația și asistența medicală, tehnologia va cunoaște o perioadă de glorie.